După două meciuri disputate pe durata a 10 seturi în care au obținut numai două puncte, vicecampionii de la ACS Volei Municipal Zalău au bifat luni seara prima victorie din actuala ediție de campionat, scor 3-0 pe teren propriu în fața echipei Universitatea Cluj. ACS Volei Municipal Zalău a depășit perioada mai puțin fastă din debutul actualului sezon competițional și a obținut prima victorie în campionat. Luni seara, elevii lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae au învins Universitatea Cluj cu un categoric 3-0, rezultat în urma căruia zălăuanii au urcat pe locul 6 în clasament cu 5 puncte. Cu Leonardo Dal Bosco indisponibil din cauza unor dureri la spate, bulgarul Stoian Stoiev a decis să-l titularizeze pe juniorul Rareș Bălean, iar juniorul format la Clubul Sportiv Școlar Zalău și-a făcut datoria și l-a suplinit cu brio pe jucătorul brazilian. Da, ne bucurăm că am reușit să facem această victorie. Ne-am mobilizat și toți băieții am vorbit să ne grupăm mai bine și am fost mai mobili între noi, ne-am ajutat între noi și asta a contat foarte mult. Și de asemenea, concentrarea ne-a făcut să câștigăm, să obținem acest rezultat. De acum înainte mai avem numeroase meciuri, sper să obținem același rezultat și să ajungem cât mai sus în clasament și să ne realizăm obiectivul până la urmă, că asta trebuie să facem. Mă bucur că mi-a dat încredere și am știut că o să intru și am încercat cât mai mult să dau cât mai mult din mine, să joc cât mai bine, dar am avut și puține emoții, dar cu timpul o să trec și peste asta. Sper să fie cât mai bine. Nu știu, adică a fost un meci destul de echilibrat, primul set, dar apoi ne-am arătat valoarea. Zălăuanii au început jocul în forță și au avut avantaj de 6, respectiv 7 puncte la cele două time-out-uri tehnice, dar pe final de set au redus durația motoarelor și le-au permis studenților clujeni, care au numai puțin de 6 jucători sălăjeni în lot, să se apropie la numai 3 lungimi, scor 25-22 la finalul setului inaugural. Vicecampionii au început relaxați actul secund și echipa clujană s-a instalat la conducere, scor 0-3. Volei Municipal Zalău s-a trezit repede din amorțeală și a egalat scorul la 5, iar la primul time-out tehnic al setului avea avantaj de 2 lungimi, scor 8-6, iar în final s-a impus cu scorul de 25-16. La scorul de 2-0 la seturi, jucătorii vicecampioanei nu și-au mai permis să se relaxeze pentru a nu repeta greșelile din partidele anterioare cu Arcada Galați și CVM Tomis Constanța. Adrian Feher și compania au tratat meciul cu seriozitate până la final și au câștigat al treilea parțial cu 25-16, obținând prima victorie din acest sezon. E prima victorie în acest an, nu și primele puncte câștigate. Cred că am făcut un meci bun. Adversarul nu s-a ridicat, din păcate, la nivelul nostru și acest lucru s-a văzut pe tabelă. Am obținut o victorie destul de facilă, care cred că ne prinde bine în momentul în care ne aflăm noi acum. Sigur, Galatasaray e un club cu tradiție, dar echipa pe care au anul acesta nu cred că vor pune mari probleme altor echipe mari din Europa. Cu noi cred că au prestat un joc destul de bun și noi nu am prins cea mai fericită zi. Cred că ne vom revanșa pe data de 18 aici în sală la Zalău. Ca și în orice sezon, noi meciurile de la Dej le vom aborda la victorie, pentru că niciodată nu am pierdut în sala din Dej și cu siguranță și cu tărie cred că acest lucru nu se va întâmpla nici anul ăsta. Este o echipă bună, dar nu cred că vor putea să ne facă fața anul ăsta. Sigur, anul acesta este un sezon fără o favorită clară la titlul de campioană, pentru că Tomis nu mai are echipa de anul trecut și se pare că nici noi n-am luat startul lansat din sezonul precedent, nici Craiova. Dinamo e puțin mai slabă, s-a întâlnit foarte mult Baia Mare. Cred că va fi o mare bătălie pentru primele 4 locuri din sezonul regulat. În runda următoare, programată la finalul acestei săptămâni, ACS Volei Municipal Zalău va întâlni duminică de la ora 18 CS Unirea Dej, partida urmând a fi găzduită de Sala Sporturilor din Dej.